Celebra frază "Industria României este un morman de fiare vechi" a premierului din anii 90, Petre Roman, a rămas din păcate definitorie pentru economia de după Revoluție. În acei ani, multe au fost greșelile și interesele care au aruncat țara într-o perioadă tulbure, aproape un deceniu, iar repercusiunile acelor vremuri resimt profund generațiile părinților noștri. Aderarea la structurile europene a schimbat direcția economică și a deschis drumul spre tehnologii și cunoștințe greu de accesat din afara spațiului comunitar, dar în același timp a diminuat unele dintre avantajele pe care le avem, și anume forța de muncă înalt calificată, care a ales să emigreze pentru venituri mai mari și condiții de viață mai bune. În 2020, la Bruxelles, pe fondul pandemiei, a fost elaborată strategia prin care se urmărește reindustrializarea Uniunii Europene. În acest context, decidenții de la București și-au propus ca în 2040 produsul intern brut al României să fie de 4 ori mai mare decât PIB-ul anului 2021. Ce instrumente au la dispoziție și ce resurse alocă pentru acest obiectiv, aflăm în ediția de astăzi. Bine v-am găsit, stimați telespectatori de pe toate continentele. Suntem în direct de 23 de ani. Începe Investiții în România. În studioul TVR Internațional, fostul ministru al economiei, în prezent consilier de stat, Cancelaria prim-ministrului României, domnul Florin Spătaru. Bine ați revenit la noi, domnule Spătaru. Bună seara. Bună seara, mulțumesc de invitație și bună seara tuturor. Și pe parcursul emisiunii se va alătura antreprenorul și investitorul Mircea Oltean, directorul general al unei companii de producție, utilaje forestiere și tractoare agricole din Reghin, județul Mureș. Noi aici la TVR Internațional de 23 de ani ne-am uitat la modul în care s-a schimbat industria românească. La început, după anii 2000, cu puține povești de succes, domnule ministru. Foarte multe privatizări. Între timp, numărul lor a crescut, ca urmare și a finanțărilor masive. Însă aș vrea să facem un apel așa la memorie și să ne gândim la anii 90-2000 și vă întreb, pentru că spuneam în introducerea emisiunii că am făcut foarte multe greșeli având în vedere vremurile pe care le-am trăit. Am învățat ceva din aceste greșeli? Se putea salva mai mult? Da, probabil că se putea salva mai mult. Vedeți, eu în anii, la începutul anilor 90 eram pe băncile școlii. Și știam relativ puține despre ce a însemnat economia României înainte de anii 90. Eram dintr-un oraș industrial, puternic industrializat, din Galați, da, unde aveam combinatul siderurgic. Cred că era Galațiu a fost unul din orașele cu o varietate extrem de mare de industrie, industria textilă, industria confecțiilor, aveam industria siderurgică, aveam șantierele navale, aveam echipamentele care se produceau pentru domeniul naval. Încetul cu încetul, după anii 90, o bună parte din aceste sectoare economice au dispărut. Și am rămas cu doi piloni, industria siderurgică și industria navală, dar cred că lucrul ăsta este definitorul pentru foarte multe din zonă, unde sectoarele care angajau foarte multă populație au început încetul cu încetul să dispară pentru că nu au mai avut piață. Cu siguranță am fi putut să salvăm ceva mai mult, am fi putut retehnologiza. Ceea ce este important este că în acest moment putem să vorbim despre o industrie tehnologizată a României. Această pată, aș putea să-i spunem, că industria României este un morman de fiare vechi, nu mai este valabilă în acest moment. Dar în momentul, aici vedem, 90, în momentul a fost 90, corectă declarația? Nu. Nu. E adevărat că aveam o tehnologie a anilor 70-80. Vedeți, industria României, România s-a industrializat pe bază de licențe. Am achiziționat foarte multe licențe din străinătate și am început să producem în România pe bază de licență. Bineînțeles că aveam o mare problemă. N-am continuat procesul de inovare. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea
nu au ținut pasul cu tot ce înseamnă producția. Și atunci, într-adevăr, ne uitam la mașinile Dacia, da? Nu fusese de la începutul anilor, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, până în 1990, nu s-a produs mare lucru cu acea licență pe care am luat-o. E, vedeți, asta este lecția pe care noi am învățat-o sau pe care eu am învățat-o, pentru că în programul de guvernare, dacă o să vă uitați, în programul de guvernare 2023-2024, am introdus o linie de dezvoltare care se numește industrializarea prin licențe. De ce? Această industrializare prin licențe, practic, acoperă un deficit de cercetare-inovare a unor țări, urmând ca de acolo, după introducerea acestor licențe și acestor noi tehnologii, să vii să completezi. Și atunci acoperi un decalaj tehnologic pe care România l-are, țările estice le au. Și ai putea să începi să dezvolți nu numai un produs licențiat produs în România, dar și un produs românesc. Revenim la subiectul acesta pentru că avem și exemple în acest sens, puțin mai târziu în emisiune. Dați-mi voie, domnule ministru, domnule consilier de stat, să vă invit și pe dumneavoastră și pe telespectatori să urmărim un interviu realizat de colegul meu, jurnalistul Răzvan Onesa, cu profesorul de economie Aurelian Dochea, un om care a analizat și a văzut foarte multe societăți din acea perioadă, anii 90-2000, după care revenim în direct. Industria este cel mai important sector pentru economia României, cu un aport în formarea produsului intern brut de aproape 25% în 2022, față de o medie europeană de 20%, conform Institutului Național de Statistică. Cu o valoare de peste 70 de miliarde de euro, industria a fost principalul motor al economiei, cu mult peste 60 de miliarde de dolari, cât reprezenta întregul PIB în 1990. Cum arăta industria anilor 90 din punct de vedere al performanței și competitivității producției? În primul rând, să ne amintim că perioada deceniului 1980 a fost un deceniu de austeritate, folosind termenii de astăzi, a fost un deceniu în care s-a strâns cureaua pe toate planurile. Nu numai populația a avut de suferit, că erau lipsuri de toate felurile, dar și economia și industria, pentru că nu s-au făcut investiții în această perioadă și nu s-au făcut nici măcar investițiile necesare pentru menținerea capacităților de producție la nivelul normal. Erau lipsuri de piese de schimb, se făceau tot felul de improvizații, era un fel de canibalizare, luau oamenii piese dintr-o parte ca să mențină în funcțiune o linie de producție. Deci tot deceniul ăsta a fost tot mai dificil pentru majoritatea industriei românești. Și în momentul Revoluției după 1989, un al doilea factor a fost faptul că Revoluția a produs o dezmembrare a întregului mecanism economic pe care funcționa industria în momentul ăla. Știm foarte bine că tot sistemul de coordonare, conducere, control al economiei era în jurul Partidului Comunist și instituțiile de stat, ministere, centrale industriale, întreprinderi de comerț exterior și așa mai departe, toate astea îndeplineau rolul de coordonare. După Revoluție, toate astea au picat. Și deși directorii întreprinderilor, majoritatea s-au bucurat că au scăpat de toată birocrația asta cu raportările la centrale pe care trebuiau să le facă, și-au dat seama în scurtă vreme că ei n-aveau în interiorul întreprinderii capacitățile necesare ca să îndeplinească funcțiile respective. De exemplu, pentru comerț exterior, nicio întreprindere nu era pregătită să facă ea comerț exterior, să încheie contracte, să găsească clienți și așa mai departe. Tot lanțurile de producție n-au mai funcționat, furnizorii, clienții au dispărut, deci asta a fost o lovitură foarte puternică. În al treilea rând, a existat o perioadă de câțiva ani, atunci la începutul anilor 90, de contestare a autorității. Revoluția însăși fusese o contestare a autorității, dar asta s-a extins în toată societatea. Erau aproape săptămânal, erau greve undeva la Brașov, la Iași, s-a anunțat la televiziune tot timpul că există o grevă în altă parte. Directorii erau schimbați pentru diverse motive, mai puțin sau mai mult întemeiate. Disciplina era o chestie facultativă, nu mai era o chestie obligatorie. Și toate astea au făcut ca situația economică a întreprinderilor industriale să se deterioreze la maxim. Era practic catastrofală. Eu în perioada aia am vizitat peste 100 de întreprinderi în toată țara
și am analizat date financiare pentru câteva sute de întreprinderi. Și vreau să spun că, din păcate, majoritatea acestor întreprinderi erau în ceea ce se numește astăzi stare de insolvență, adică n-aveau venituri suficiente ca să-și acopere cheltuielile și multe dintre ele erau chiar în faliment, adică valoarea activelor lor nu corespundea cu datoriile pe care le aveau. Erau datorii mai mari decât toate activele pe care le aveau ei. Am vizitat multe întreprinderi industriale și sincer spun că ți se rupea inima când vedeai hectare întregi de hale părăsite. Exista un singur colț în care se duceau oarecare activitate. Oamenii de acolo erau demoralizați, nu știau dacă luna viitoare ei mai sunt acolo sau nu mai sunt. Toate reformele care au fost făcute atunci au fost făcute sub aceste constrângeri și unele dintre ele au dus și la greșeli, nu pot să spun că nu. De exemplu, pentru mine o greșeală a fost că liberalizarea prețurilor care s-a început prin 1993 a fost făcută pe etape. Din ideea de a proteja populația de o explozie a prețurilor la bunurile de consum, la lapte, la carne, la ouă și așa mai departe. Și atunci s-a luat decizia ca aceste prețuri să fie înghețate, să fie menținute, dar alte prețuri din economie au fost liberalizate. Și ce s-a întâmplat atunci? Tot ce exista pe lanțul alimentar ca producție alimentară și ca industrie alimentară a suferit acest sfarcerce al prețurilor. Prețurile la intrările de materie primă și de energie și tot ce aveau ei nevoie crescuseră, dar ei trebuiau să vândă la un preț controlat. Și asta le-a creat pierderi enorme. Multe dintre ele s-au dus în faliment. Care sunt cele mai mari greșeli făcute în politicile industriale după 1990? Dacă ele persistă și dacă ele pot fi reparate? Dacă procesul de privatizare ar fi mers mai repede, multe întreprinderi industriale ar fi putut să fie salvate. În plus, procesul de privatizare la noi a fost dominat de acea anumită privatizare prin MEBO, prin preluare de către salariați. Ori asta nu era nicicum o metodă ideală de privatizare, pentru că majoritatea întreprinderilor aveau nevoie de o injecție de capital semnificativă, iar noi proprietari salariații nu aveau disponibile resurse pentru așa ceva. Și atunci, chiar și privatizările prin MEBO, multe dintre ele au dus la faliment, fabricile s-au vândut pentru terenul care era sub ele, nu pentru altceva. Deci au fost multe lucruri nereușite în perioada aia. Dar până la urmă s-au așezat, au început să se așeze. Spre sfârșitul anilor 90, deja cred că perioada cea mai grea pentru industrie trecuse. Și în anul 2000, politicile din România s-au pus la punct, pentru că am fost obligați de procesul de aderare la Uniunea Europeană să introducem o anumită disciplină în planurile și măsurile de reformă pe care le avem. Trebuia să facem niște capitole de negociere, pentru fiecare capitol trebuiau făcute anumite lucruri bifate unul după altul. Deci coerența pe care am dobândit-o în acest proces a contat foarte mult pentru climatul de afaceri și pentru industrie. Și atunci s-au îndreptat multe lucruri și s-au așezat pe făgașul cel bun. Am revenit în studio, domnule consilier de stat Spătaru. Spunea domnul Aurelian Dochea că aderarea la structurile europene a adus standarde în acest domeniu, dar aș vrea să continuăm discuția și să vorbim un pic despre ceea ce se întâmplă în momentul de față, pentru că pandemia ne-a arătat că trebuie să mai și producem în România, nu doar să importăm, nu doar în România, ci în întreaga Uniune Europeană, pentru că multe dintre producțiile Uniunii au plecat către China și către alte zone în care mâna de lucru este mai ieftină. În acest moment există o politică în ceea ce privește reindustrializarea României, în baza căreia se alocă resurse și se dezvoltă țara aceasta? Da, sunt proiecte care vizează așa cum numim noi industria prelucrătoare.
Vedeți, în timpul mandatului meu am fost pentru prima oară când am lansat o schemă de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare. N-am mai lansat niciodată în ultimii 30 de ani o astfel de schemă. Ea va continua. Continuă și în 2024 și va continua și în anii următori. Aveți pentru că am rezultate? Realizat. Există niște date în momentul de față? Sunt 8 companii care au semnat acele contracte și care urmează să implementeze aceste proiecte majore de investiție de zeci de milioane de euro și pe noul cadru de privind acordarea schemelor de ajutor de stat vom continua acest proces. De ce? Pentru că noi am înțeles mai devreme, România, poate este europeni, au înțeles mai devreme că sustenabilitate fără producție nu există. Europa a înțeles ceva mai târziu acest lucru. Pandemia a fost un prim element care a transmis un semnal foarte puternic, dar abia acum câteva zile, la Anvers, s-a semnat o declarație privind industrializarea europeană. În această declarație, în comisariatul Uniunii Europene, vom avea o funcție de vicepreședinte care se va ocupa de industrializarea Europei. Vom avea noi România? La nivel european. Va exista un vicepreședinte, un vicepreședinte al Comisiei Europene care se va ocupa de industrializare. Okay. Pentru că am înțeles în ultimul ceas că, de fapt, Europa trebuie să-și asigure independența. Vă dau un exemplu. Discutăm în acest moment de energia regenerabilă, de tot ce înseamnă electrificare, energie regenerabilă, panouri fotovoltaice. Știți foarte bine că aceste panouri nu se produc în Europa. Creșterea parte în China. Creșterea acestei cereri din Europa de panouri fotovoltaice duce la creșterea PIB-ului Chinei, da? Și atunci întrebarea este, mergem în direcția care trebuie sau trebuie să stimulăm din ce în ce mai mult producția industrială în așa fel încât să avem în Europa, pe cât posibil, aceste elemente. Și eu mă axez foarte mult pentru România pe materie prime de bază. Oțel, aluminiu, produse din cupru, sticlă, hârtie, toate aceste industrii, așa numitele energo-intensive, care trebuie să folosească o energie curată, energie verde, pentru produse de calitate. De aceea România are această oportunitate de a deveni hub industrial. În acest concept, în acest context nou, în care industria va reprezenta un element primordial în politica europeană din anii următori, România poate să-și demonstreze această capacitate. Dar pentru asta avem nevoie de susținerea industriei, aceste scheme de ajutor de stat, fie din fonduri europene, fie din bugetul național, dar avem nevoie și de resurse. Iar aceste resurse pe care România le are, suntem binecuvântați de Dumnezeu cu resurse pe care foarte multe țări din Europa nu le au. Aceste resurse trebuie puse în exploatare fie prin minerit, fie prin exploatare minieră sau prin reciclare. Sunt lucruri pe care România trebuie să le dezvolte în continuare. Aici un pic pentru că avem aceste capacități. Lucrurile nu se bat puțin cap în cap. În urmă cu ceva timp vorbeam de închiderea minelor și de probleme în zona aceasta și știți foarte bine despre ce este vorba. Acum vorbim de investiții în zona aceasta. Pentru că exploatarea minieră nu se va mai face cu aceleași metode, cu aceleași utilaje. Sunt utilaje noi, tehnologii noi, care folosesc cât mai puțină energie, iar independența de cele 17 materii critice pe care Europa le-a identificat nu e oportunitate, e obligativitate, aș putea spune, pentru piața unică europeană. Sunt țări care au redeschis mineritul. Suedia
a deschis o mină de cupru. Germania a redeschis, eu nu vorbesc de exploatarea minieră a cărbunelui, care, bineînțeles că e folosit pentru energie poluantă, dar vorbesc de celelalte resurse minerale, neenergetice, care, pe care le avem și care am putea, pe care putem să le punem într-un lanț de valoare. Inclusiv de Roșia Montană? Roșia Montană, aș vrea să nu... Nu știu foarte bine acel dosar. Eu, când am ajuns ministru, Roșia Montană nu mai era... Deja era un dosar juridic care era la Ministerul Justiției și la Ministerul de Finanțe. Dar ce pot să spun este că lângă Roșia Montană, la Brut, avem o societate cu prumin de stat care, care realizează acel concentrat de cupru care nu este procesat. Și dacă tot vrem să dăm exemple, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Acea unitate de procesare de la Baia Mare și de la Zlatna s-au închis din erori politice care din anii 1995-2000. Ce șanse există ca aceste resurse să fie benefice, să fie în folosul României? Ce șanse există pentru investiții în zonele acestea? Pentru că investițiile nu sunt puține, realist vorbind. La nivel european, am văzut în ultimii ani mai multe inițiative. Comisarul Breton, care este comisarul pieței interne, dar care se ocupă de industrie în mare parte, a inițiat câteva proiecte, directive, European Chips Act, da, dependența de semiconductori și de chipuri, Raw Materials Act, dependența de materii prime critice, alte proiecte care au venit să susțină necesitatea de a crea acele lanțuri de valoare la nivel european. Vreau să vă spun un lucru. În Raw Materials Act, partea de procesare a fost adăugată la nivel european ca urmare a inițiativei ministrului român al economiei de la acea vreme și va reprezenta un element prin care se pot finanța unități de procesare a acestor materii prime critice. Nu poți să produci această materie, e ca la grâu, ca în agricultură, da? Producem foarte multe cereale, dar exportăm cerealele, nu le procesăm în țară și importăm foarte mult. Exportăm subvenție. La fel discutăm și despre aceste produse, aceste minerale. Le exploatăm, dar trebuie să le includem într-un lanț de valoare. De ce? Pentru că, de exemplu, în sectorul automotiv, da? În industria automotiv, 80% din cablajele electrice sunt concepute în România. Spuneați avem o companie care, care concepe. De ce să nu le și producem 80% nu în România? De mult că există 500 de companii în această industrie în România. Știam că s-a dezvoltat foarte mult, dar 500 de companii nu este o cifră sunt mică. Sunt foarte multe companii și potențialul de creștere a sectorului automotiv este mare. De ce? Pentru că acum vorbim de electromobilitate, vorbim de noile tehnologii, iar cei doi mari producători de automobile, cei de la Ford și cei de la Dacia, au nevoie de întregul lanț de valoare pentru a putea să rămână competitivi. Dar să știți că n-au nevoie doar de producătorii de scaune sau de producătorii de motoare sau de alte componente, au nevoie și de producătorii de țeavă. Pentru că bordul este susținut de o țeavă care se produce în România, nu se produce în altă parte. Și atunci trebuie să susținem întregul lanț. Pentru că altfel vom ajunge ca în industria chimică. Vă dau un exemplu cu industria detergenților, care avea nevoie de o materie primă care se numea soda calcinată.
Această sodă calcinată n-a mai putut fi aprovizionată. Bineînțeles că s-a costul acestei materii prime a devenit mai mare în România și atunci s-au mutat fabricile de detergenți. Dacă te duci pe întregul lanț și înțelegi ce înseamnă să creezi un lanț de valoare în sectorul industrial, atunci poți să-ți păstrezi competitivitatea. De aceea am și lansat acest mesaj către toți de a colabora și de a veni cu produse integrate și nu a veni cu componente care, bun, e foarte bine că se producă în România, dar nu aduc plus valoarea necesară. Da, aș adăuga, cu permisiunea dumneavoastră, despre ce înseamnă închiderea fabricilor de îngrășăminte pentru agricultură. Dar dați-mi voie să îl salut pe domnul Mircea Oltean, antreprenor, investitor, directorul general al unei companii producătoare de utilaje forestiere și tractoare agricole de la Reghin, din județul Mureș. Bună seara, domnule Oltean! Bună seara! Aș vrea să, înainte de a vorbi un pic despre povestea companiei voastre, aș vrea să vă întreb cum sună toate aceste lucruri pe care le spune domnul consilier de stat Spătaru, în condițiile în care știți foarte bine și dumneavoastră ce înseamnă să ajungi să faci un utilaj forestier, ce înseamnă acest lanț de producție, mai ales că societatea pe care o conduceți are doar 70 de ani de existență, de viață, și ar trebui să vă felicităm pentru echipa pe care o coordonați. Da, mulțumesc. Din ceea ce a spus domnul consilier, sigur că am rememorat și anumite etape le-am parcurs vis-a-vis de ce a însemnat trecerea de la o unitate socialistă la una capitalistă. Sigur că aici abordarea a fost de așa natură, am vrut să, de la început, am vrut să facem performanță, am identificat lucruri pozitive din perioada cealaltă, că până la urmă, totuși sigur că sistemul era comunist, dar tehnologia, până la urmă, tot inginerii au făcut-o. Și din, sigur că se puteau folosi anumite chestiuni din acea perioadă. În general, în industria românească, s-au făcut multe greșeli. Aceste fabrici, unele foarte mari, și chiar erau performante la vremea respectivă, au încăput pe mâna la, ce știu, la unii doritor de un profit pe termen foarte scurt. Tentația a fost fierul vechi. Și terenurile. Da, și terenurile, și până la urmă, sigur că pentru interesul personal al cuiva s-au distrus foarte multe lucruri de interes național. Domnule Oltean, dumneavoastră ați salvat o veche fabrică și ați adus-o în prezent. În condițiile în care forța de muncă a emigrat atât de mult, în condițiile în care ați început să faceți cercetare, dezvoltare, mai ales cu fiul dumneavoastră și cu familia dumneavoastră, spuneți-ne cum faceți față cu tot ceea ce înseamnă forța de muncă. Deci dacă ați adus vorba despre centrul de cercetare, noi avem practic singurul centru de cercetare, dezvoltare privat pe zona de utilaje agricole și forestiere. Am căutat forță de muncă, deci nu numai în interiorul țării, am reușit să aducem oameni din afară, bine, români plecați în afară, care au avut anumite stagii la firme de profil asemănător cu ceea ce facem noi și la ora aceasta ei performează în cadrul institutului nostru de cercetare dezvoltare. Există multe familii care s-au întors în compania dumneavoastră și poate că știți și în județ, fiind o societate care aduceți multe taxe și impozite la buget.
Da, avem multe cazuri de familii care, practic, am reușit să-i repatriem. Ei s-au întors și, mă rog, și-au găsit un loc unde să performeze și să, mă rog, să-și rezolve și problemele lor personale, că până la urmă, nu în ultimul rând, trebuie să aibă un venit din care ei să poată să descurce. Domnule director general Mircea Oltean, cu siguranță parteneriatele pe care le aveți cu societăți importante, cu producători mondiali, v-au ajutat să faceți pasul spre o nouă etapă în dezvoltarea companiei. Vorbiți-ne un pic despre acest parteneriat, în așa fel încât, cu siguranță, fiind unul de succes, este win-win. Da, categoric am reușit să facem niște parteneriate. Am căutat parteneri de top la nivel mondial. De exemplu, partea de motorizări o rezolvăm prin parteneriatul cu Perkins, care este cel mai mare producător mondial de motoare diesel pentru aplicații de acest gen. Sigur că lângă ei am reușit să învățăm foarte multe, poate pe anumite chestiuni ne obligați să respectăm anumite proceduri și anumite standarde care acum se dovedesc că au fost foarte benefice pentru noi. Domnule Oltean, unde ajung produsele pe care le fabricați la Reghin? Produsele, sigur că pe măsură ce am reușit să retehnologizăm, că acum, la drept vorbind, din ceea ce a fost înainte de Revoluție, nu mai există nimic tehnologie. Pe măsură ce am reușit să retehnologizăm, sigur că și performanțele utilajelor noastre au crescut și ușor, ușor începem să abordăm și piața externă. Ca și cazuri concrete, avem o piață destul de bună în Bulgaria. În Ungaria avem un sediu propriu unde am început să vinde foarte bine. Pe zona forestieră, ultimul exemplu, am trimis două utilaje în Virginia de Vest, în Statele Unite. Am mai trimis în Chile, în Africa de Sud. Și ușor, ușor vrem să dezvoltăm. Chiar acum avem solicitări din Georgia, avem în Croația, lucrează de anul trecut iarăși un utilaj forestier specializat. Deci, pe măsură ce am reușit să aducem performanțele la un anumit nivel, am putut să abordăm și piața externă. Domnule director general Mircea Oltean, aș vrea să vă întreb și despre ceea ce așteptați de la politicile statului român, și pentru că este ministrul economiei, în prezent consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului, domnul Spătaru. Vă las să-i adresați și o sugestie și o întrebare, și cred că și domnia sa are un gând pentru dumneavoastră. Da, ce să zic, până la urmă noi știm ce avem de făcut. Sigur că anumite chestiuni nu putem să le rezolvăm din lipsa resurselor financiare. Atunci suntem limitați. Am reușit totuși, până la urmă, pe cont propriu, ca să zic așa, pentru că suntem vitregiți și de zona de fonduri europene, nu avem acces la multe proiecte pentru că suntem întreprindere mare și pentru întreprinderile mari sunt foarte puține variante de... Mulțumesc frumos, domnule Oltean, vă rog, domnule Spătaru. Da, în primul rând, domnule Oltean, vreau să vă felicit sincer pentru tot ceea ce faceți. Sunteți unul din exemplele une din exemplele prin care România arată că poate să facă cu antreprenori români și cu talent, sacrificiu, poate să acopere o piață pe care am pierdut-o de ceva timp. În al doilea rând, pot să vă spun că în acest moment, pe lângă acea schemă de care vă spuneam, acea schemă de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare, care va continua,
Am început-o eu, ministrul Radu Oprea știu că lucrează la, la următoarele etape. Veți putea avea finanțare pentru, pentru prelucrare. Mai ales că România aduce o lipsă acută de echipamente intermediare. Și dumneavoastră ați putea să acoperiți foarte bine această zonă. Pe de altă parte, faptul că prin resursele proprii ați reușit să acoperiți anumite zone în care să vă exportați produsele este meritoriu, dar iau ca o responsabilitate în Guvernul României susținerea antreprenorilor, așa cum sunteți dumneavoastră, în promovarea pe piețe unde România în continuare are un nume foarte bun. Și vă dau câteva exemple. Nigeria, Egipt, țări în care tractoarele românești, utilajele românești în continuare, unele dintre ele chiar funcționează. Mulțumesc. În continuare pot fi foarte mult. O să discutăm inclusiv despre susținerea exporturilor de produse românești. Domnule Mircea Oltean, felicitări încă o dată. Vă mulțumim pentru timpul pe care l-ați acordat intervenției și vă dorim mult succes. Mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc că cineva se interesează de noi. Mulțumim foarte mult. Investiții în România este un program de 23 de ani în grila televiziunii române care susține produsele românești la export. Vă invit, domnule Spătaru, dar și pe dumneavoastră, stimați spectatori, să urmărim a doua parte a interviului cu domnul profesor Aurelian Dochea, realizat de colegul nostru Răzvan Onesa. Care sunt cele mai bune decizii luate după 1990 în ceea ce privește industria, bineînțeles? Mă gândesc la privatizări, investiții, tehnologii, cercetare, dezvoltare. Mă uit la platforma de la Măgurele. Poate fi aceasta una atunci ceea ce privește dezvoltarea unor tehnologii inovative pentru industria autohtonă? Privesc iarăși lucrurile în perspectivă și sunt convins că, de fapt, nu există posibilitatea de a controla viitorul și dezvoltarea inclusiv a industriei. Se vorbește foarte mult de politici industriale și la noi s-a tot vorbit că trebuie să avem și ar trebui să avem politici industriale. Noi efectiv n-am avut politici industriale, am avut o serie de măsuri de reformă mai mult sau mai puțin coerente, mai bine sau mai puțin puse în practică, dar politici industriale propriu-zise înseamnă să ai și resurse ca să influențezi într-o direcție dezvoltarea industriei, ori la noi au lipsit aceste resurse, ele au venit mai târziu din sectorul privat și nu întotdeauna ele au venit în continuarea dorințelor guvernanților, să spunem. Dar unele mișcări care au fost făcute au fost esențiale pentru dezvoltarea industriei. Aș spune, în primul rând, un exemplu, cred eu, este privatizarea uzinei Dacia Pitești cu Renault, în 1996, cred că a fost făcută, care vreau să spun că n-a fost o decizie care a influențat doar întreprinderea respectivă. Ea pur și simplu a pus bazele unei industrie în România. Tot ce înseamnă astăzi industria auto în România, cu toate componentele ei pe orizontală, pornesc de la acest moment pivotal anilor 90. Fără asta n-am fi avut nimic din dezvoltarea pe orizontală a industriei și acum există posibilitatea ca să declanșăm un proces de dezvoltare în anumite domenii. Exemplu cu platforma Măgurele este foarte bun. Sperăm foarte mult de la această zonă, care este și o zonă avansată de cercetare și care poate să aibă repercusiuni foarte importante în industrie. Avem acel proiect cu societatea americană NuScale, care a fost preluat în România. Și dacă un asemenea proiect ajunge să dea rezultate și să producă niște mini-centrale nucleare, asta ar putea să aibă un impact european și există multe centre care încearcă să pună în practică un asemenea proiect din Statele Unite până în India și China și așa mai departe, dar România ar putea să aibă un rol aici. Care este perspectiva industriei autohtone în această conjunctură internațională actuală?
În contextul ăsta în care se petrec multe schimbări în economie datorate unor factori multipli, progrese tehnologice, digitalizare, inteligență artificială, concurența geopolitică și fracturile care apar în economia mondială datorită acestei concurențe geopolitice, Statele Unite, China, Europa, creează foarte multe șanse și oportunități pentru România și pentru societățile din România. Și vor fi mulți întreprinzători care vor găsi aceste oportunități și cred că vor începe să dezvolte anumite afaceri, de la tractoare și autocamioane până la, poate cine știe, chiar un sistem de rachete. Aș spera să apară și așa ceva în România, pentru că știu că există grupuri de entuziaști care de multă vreme au vise în direcția asta. Și ar fi important. Este o tehnologie de vârf, nu? Care poate să aibă implicații și în alte zone. Mai există și aspectul că tensiunile geopolitice care s-au acutizat în ultimii ani vor direcționa foarte multe resurse către industria militară. România probabil că și ea poate să ocupe un loc în această dezvoltare de industrie militară. Avem anumite capacități. Există foarte multe oportunități pentru dezvoltarea unor sectoare în România, dar ceea ce este mult mai greu, și revin, este să dezvoltăm și să ne facem un nume în aceste sectoare care vor fi de vârf și care vor fi cu valoare adăugată mare. Există niște clasificări la nivel mondial. Banca Mondială are de multă vreme clasificări ale țărilor în funcție de nivelul de dezvoltare și de câțiva ani România a intrat în rândul țărilor cu nivel de dezvoltare mediu. Și asta se măsoară în primul rând ca nivel al produsului intern brut pe locuitor. Și am ajuns în punctul ăsta în care suntem la nivelul de dezvoltare mediu. Dar există o mare discuție între economiști, pentru că s-a observat că foarte puține țări care ajung la nivelul de dezvoltare mediu reușesc să facă saltul, să treacă la nivelul de dezvoltare superior. Și se numește capcana venitului mediu, acest proces de capcana venitului mediu. Deci rămâi în capcana asta și nu poți să treci mai departe. Trecerea mai departe, din 100 și ceva de țări care au fost analizate prin anii 60 de către specialiști, abia 11 au reușit să facă saltul la nivelul următor de dezvoltare în următorii 30 de ani. Și aici este miza noastră. Și aici cred că ar trebui să se învârte și toată discuția despre industrie. Trebuie să facem o industrie care să ne permită să ajungem la nivelul următor. Discutăm și despre propunerile domnului Aurelian Dochea, dar înainte de aceasta revin la echilibrarea deficitului comercial, la bunurile industriale, la ceea ce, ce vorbeați dumneavoastră, domnule Spătaru, și vă întreb cum putem susține mai bine produsele românești pe piețele externe. Prin programul de export, prin... poate spun cuvinte grele, dar prin realizarea unui program de stimulare a exportului care să fie eficient. Pentru că participarea la târguri sau toate problemele care au guvernat în jurul acestor proiecte de promovare a exportului, inclusiv cu noua agenție înființată pentru investiții străine și comerț exterior, toate aceste elemente pe care statul le are trebuie să fie puse în funcțiune. Lângă orice vizită a unui ministru al economiei sau unui ministru care se ocupă de sectorul economic, trebuie să fie obligatoriu susținut de un forum economic. Companiile, fie ele cu capital străin sau cu capital românesc, dacă care produc în România, trebuie promovat, pentru că înseamnă că e un produs românesc realizat în România. Din poziția pe care o aveți dumneavoastră în acest moment de consilier de stat,
Cum puteți face în așa fel încât să apăsați pe zonele acestea, în așa fel încât Am avut discuții pe aceste teme, inclusiv împreună cu premierul, cu diversele asociații profesionale, cu cei de la Concordia, de exemplu, sau Coaliția pentru Dezvoltarea României, prin care am identificat toate aceste probleme, împingând, să spunem, direct ca toate programele de stimulare, de promovare a exportului să funcționeze. De asemenea, atașații economici să aibă ca obiect de activitate, să știe ce să promoveze în diversele țări, tocmai pentru a putea aduce plus valoare. Dar mai e ceva. Deficitul de balanță comercială poate fi acoperit și prin stimularea cu aceste scheme de ajutor de stat a producției din țară. De aceea o să vedeți în schema pe care noi la Ministerul Economiei am lansat-o, un punctaj suplimentar era dat tocmai de acest deficit de balanță comercială. Pentru a prioritiza, să zicem, alocarea acestor fonduri și stimularea unor investiții a antreprenorilor români sau străini în zonele în care avem acest deficit de balanță comercială. Și să spunem lucrurilor pe nume. Avem deficit de balanță comercială în produse, la categoria produse metalurgice, industria chimică, m-ați auzit a doua oară vorbim de această industrie chimică, și producția alimentară. Ministrul Barbu a dat drumul la această schemă pentru procesare, stimularea procesării. Săptămâna trecută am avut emisiune pe programele acestea de susținere pe zona de fermieri și pe agricultură, plecând de la aceste realități. Acest proiect trebuie continuat și cu capacități de stocare a acestor produse care sunt procesate. Dar, de asemenea, pe celelalte segmente, pentru a putea aduce sectoarele economice care sunt deficitare. Pentru România, dar și la nivelul Uniunii Europene, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că suntem într-o piață unică europeană. Și sunt multe lucruri de spus aici. Standardizare, protecția pieței unice europene, modalități în care ceea ce construim să rămână, să poată fi susținut inclusiv prin politici comerciale. Pentru că vă dau din nou exemplu acelor panouri fotovoltaice foarte bune pentru energie regenerabilă. Haideți să vedem cât carbon a fost consumat, a fost emis prin producția unui astfel de panou fotovoltaic și care ar fi fost emisia de carbon dacă produsul era realizat în Europa. O să vedeți că e foarte mare diferență. Domnule consilier de stat, ne îndreptăm atenția și spre generația mai tânără. Profesor universitar dr. Grigore Piroșcă de la Academia de Studii Economice a fost la noi la Televiziunea Română. Colega noastră Roxana Segneanu a stat de vorbă cu domnia sa. Să vedeți părerea despre poveștile de succes din industrie comparativ cu ceea ce spunea domnul Aurelian Dochea. Care sunt perspectivele reindustrializării României și în ce sectoare? România este foarte bine corelată pentru a-și dezvolta industria, dar trebuie să înțelegem că industria, așa cum o știam înainte de 1989 sau așa cum o raportam după anii 90, industrie grea, industrie de prelucrare a mașinilor care produce autovehicule, utilaje grele, nu o să mai existe în forma pe care noi o știam. Sectoarele de perspectivă la care România se poate corela sunt cu predilecție cele din domeniul IT și de tehnologie care presupune atât informatică și digitalizare. Din punct de vedere geostrategic, țările lumii au fost tot timpul preocupate fie de o ordine militară, fie de o ordine economică. Acum o să fie o ordine tehnopolară, în care țări mici, dar cu o tradiție intelectuală, așa cum este România, își pot găsi un loc important pe hartă. România să își dezvolte hub-urile industriale, parcurile logistice și să completăm cererea internațională care există în materie de aplicații, de soft.
Ca să vedeți cât de bine poate să se dezvolte România în acest sens, vă spun doar că China, la ora actuală, a reușit să facă pasul de broască, să bypasseze marile companii producătoare de mașini din Europa, în speță din Germania și chiar pe clasa de automobile de lux, care produc automobile electrice, prin calitatea softului. În mod incredibil, în ciuda experienței pe care o au, companiile producătoare de mașini din Europa nu au reușit să facă niște softuri calitative care să se updateze în timp real și care să permită clienților să-și facă update-ul de acasă. China a reușit acest lucru. România poate să ajute în acest sens și să-și dezvolte cu precădere o industrie IT și o industrie complementară pe digitalizare mai mult decât o știm noi. Faptul că industria prelucrătoare ocupă o pondere mai mică din PIB nu are o corelație directă cu nivelul de trai al unei țări în epoca actuală. Care sunt acele povești de succes din sectorul industrial care v-au atras atenția cel mai mult? Poveștile de succes nu prea au loc fără un ajutor instituțional. În toate țările în care economiile au avut boom, statul a fost foarte prezent. Nu spun prin asta că ar trebui să renunțăm la o abordare de deschidere și de economie de piață și să ne întoarcem către dirigism economic și intervenționism, dar industriile la început, când sunt în stadiu de fașă, trebuie să fie ajutate și sprijinite de către stat. Au fost mai mulți antreprenori români care au avut succes în industriile ușoare. Au beneficiat în anii 90 încă de o forță de muncă relativ înalt calificată și în industria ușoară România a produs textile și haine de înaltă calitate. În egală măsură, România a reușit să apară pe harta lumii din punct de vedere al calității aplicațiilor care sunt folosite pe telefoanele mobile. Să nu uităm că până în 2007-2010 conceptul de smartphone era încă la începuturi și aplicațiile nu erau esențiale, dar în ultimii 10-12 ani aplicațiile sunt aproape mai importante decât telefonia mobilă. Există companii românești care produc atât jocuri pe calculator, aplicații soft pentru industrie de orice fel și în special aplicații pentru telefonia mobilă. De asemenea, mai sunt există povești de succes în industria alimentară, fără să o suprapunem cu agricultura, în care oameni care aveau know-how și aveau oameni pregătiți, cu ajutor de la stat, cu ajutor din partea fondurilor europene nerambursabile și mulți dintre ei cu economii, au reușit să producă produse alimentare de calitate pe care să le exporte. Mai sunt interesați tinerii de o carieră în domeniul industriei? Tinerii astăzi sunt și ei supuși unui trend de reducerii atenției pe care o manifestă în timpul studiului, de viteză a transferului de date, de viteză a mișcării capitalului și a muncii, ceea ce îi face și pe ei să își dorească să atingă profesional și material niște rezultate foarte rapid. Sunt interesați de industrie, în special de industriile care au legătură cu sfera digitală și industriile conexe sferei serviciilor, industriilor care sprijină sectorul terțiar. Domnule consilier de stat, aș vrea să vorbim pe final de emisiune despre investițiile acelea cu valoare adăugată mare, investiții în zona în care să facă România să treacă la nivelul superior, cum spunea și domnul Dochea. România și-a asumat o țintă, cred că printre puține ținte pe termen lung, de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Până în 2050, noi ar trebui să reducem aceste emisii cu 90% raportat la emisiile anilor 1990. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat până acum, o să vedem că suntem în grafic. Problema este că suntem în grafic s-a realizat cu închiderea foarte multor unități industriale. Diferența
trebuie acoperită și pentru asta trebuie să plătim foarte mulți bani. E, vedeți, exact această diferență, acest obiectiv pe care noi îl avem de decarbonizare este și o oportunitate pentru retehnologizare și creștere și aducere a acestor sectoare economice cu valoare adăugată foarte mare. Știți cât ne costă decarbonizarea? Pe estimarea Băncii Mondiale? 300 de miliarde de dolari până în 2050. Asta înseamnă că 60% din cele 300 de miliarde de dolari ar trebui să fie atrași din fonduri private, iar 100 de miliarde de dolari să fie puși la dispoziție de statul român. Avem resurse? Da, cu siguranță. Avem certificatele CO2 care sunt emise, sunt fonduri europene, sunt bugetele de stat, dar ar trebui să ne concentrăm pe aceste lucruri. Sunt 6 direcții mari care sunt emițătoare. Industrie, energie, transport, zona rezidențială și agricultură. Aceste, ca echilibru, partea de deforestare, de împădurire, poate crea acest echilibru și reducerea emisiilor de CO2. Cele 5 zone, prin investiții inteligente, pot aduce și valoare adăugată, și localizarea economică și creștere a PIB-ului și depășirea acelui prag de care spunea domnul Dochia. Așa o văd. Nu doar concentrându-ne pe lucruri, pe zona, de exemplu, de high-tech, de IT, foarte, foarte bine că avem aceste zone, dar printr-o abordare echilibrată pe toate zonele. Pentru că, până la urmă, un semiconductor este făcut din produse chimice. Cred că este chiar programul pe care dumneavoastră este programul pe care l-am lansat de 500 de milioane de euro. Sunt companii, sunt 3 companii care funcționează în România plus 30, peste 30 de beneficiari indirecți care vor avea la dispoziție aceste fonduri, dar vreau să vă dau un rezultat. România va avea o cameră curată, așa numită clean room, pentru testare, cercetare, dezvoltare de semiconductori și dacă mâine ministrul Ivan va semna o scrisoare, România va fi singura țară este europeană care va intra într-un proiect pilot de cercetare, dezvoltare pe semiconductori, care este inclus în European Chip Act. Prin parteneriatul cu cea mai mare companie de cercetare, dezvoltare în domeniul semiconductorilor, IMEC Belgia, pe care l-am realizat în 2022, reușim în acest moment să fim parte din marea familie a celor care produc semiconductori. Și România va fi singura țară este europeană care va avea această capacitate critică pentru Europa. Domnule consilier de stat, mulțumim. Vă mai așteptăm la TVR Internațional cu vești din acestea bune, mai ales că poate unii dintre români se uită către țară cu gândul de a reveni acasă, de a investi sau, de ce nu, de a-și găsi un job mai bun. Mulțumim foarte mult pentru prezența la TVR Internațional și la Investiții în România. Și le urez mult succes antreprenorilor români. Sunt scheme pe care le vor putea accesa inclusiv pentru marea industrie. Iar pe dumneavoastră, dragi telespectatori, ca de obicei, vă invităm să urmăriți TVR Internațional, singurul post cu producție dedicată românilor de pretutindeni. Ne revedem săptămâna viitoare, împreună construim pentru generațiile următoare.